Uita ce ai aici. Asta e târtița. Nu mai gata. Îmi bat piciorul. Îmi bat piciorul că vomit. Salut! Sunt Otul de la Miere TV și astăzi voi încerca să mănânc un pui întreg. Bun, fraților, haideți să desfacem acest pui. L-am luat de la Kaufland, am dat pe el 23 de lei și are 1,2 kg. Haideți să-l scot eu din asta. Nu este un pui foarte mare, însă voi încerca să-l mănânc pe tot. Astăzi nu am mâncat nimic și vreau să fac o nouă serie, Otomănâncă. Voi face un playlist nou pe canalul Miere TV și acolo voi adăuga toate clipurile de acest fel în care eu voi mânca. Aici lângă, după cum puteți vedea, am luat sosurile de la Lidl, sosurile chinezești. Asta e sweet chili și asta este Sriracha hot chili sos. Asta îmi place mai mult mie. Nu prea îmi plac mâncărurile dulci. Cred că asta o să-l punem deoparte. Dacă vreți să vă uitați și la alte clipuri cu slăbirea sau ce am mai făcut eu, o puteți face pe acest canal pentru că am peste 150 de clipuri. Haideți să desfacem ăsta. Vedem cum arată puiul. Da, arată bine. E un pic mai maroniu, așa mai bine făcut. Cum îmi place mie. E super. Wow! Așa. O să scăpăm și de astea. O punem aici. Da, cam acesta este puiul de 1,2 kg. Nu este un pui foarte mare, este un pui mediu. Voi încerca să-l mănânc pe tot, la o singură masă. V-am zis, astăzi nu am mâncat absolut nimic, am tras foarte tare la sală. Mai sunt niște fulgi. Trebuie să iau. Haideți să vedem dacă reușesc să-l mănânc pe tot. Am ales să încep această serie Otomănâncă tocmai cu pui la rotisor pentru că sunt la slăbire încă. Cei care mă urmăresc deja știu asta. Vreau să mai slăbesc foarte multe kilograme anul acesta. În total vreau să fie 50 de kilograme slăbite. Am făcut clipuri cu toate săptămânile, cu tot parcursul meu de slăbire, așa că dacă doriți să vedeți și aveți nevoie să slăbiți, vă invit să căutați lista Slăbește cu Otto. Înainte să mă apuc de acest pui, vreau să vă mai spun că acum 6 ani, când am mai slăbit 50 de kilograme, am mâncat atât de mult pui încât nu am mai suportat puiul câțiva ani, nu am mai reușit să mănânc pui rotisat, așa că sper să pot să-l mănânc, să nu-mi se facă rău, să nu mi se aplece. Pentru că sunt și la slăbire, stomacul meu nu mai este atât de mare, dar mă voi strădui să îl termin. Puiul rotisat este foarte bun pentru slăbire, pentru că nu are grăsimi adăugate. Eu voi mânca și pielea, pentru că pielea îmi place cel mai mult, mai ales dacă în alimentația voastră nu aveți grăsimi adăugate, nu mâncați cu ulei. Această masă este extraordinar de bună și, bineînțeles, puteți să o împărțiți în 3 mese, nu trebuie să mâncați tot puiul odată. Eu așa făceam înainte, însă acum, de dragul vostru, de dragul show-ului, voi încerca, mă voi chinui să îl termin. Hai să vedem! Am luat o gură din pieptul ăsta. Pieptul e mai sec, nu e preferatul meu. Pulpele sunt preferatele mele. Arde. Partea asta din exterior e super bună. Mai crocant așa. Am ales pe unul mai bine făcut, mai bronzat. Trebuie să basculez foarte repede pentru că altfel nu voi putea termina acest pui. Dacă trebuie mai mult de 10 minute, e nasoală de aia. Și ăsta unde le pun? Stai aici. Stai aici, unde fugi? Că nu mai poți să zbori.
Aoleu, când văd fulgi ăștia, penele astea mici, mi se face greață. Fulbele sunt foarte, foarte bune. Cred că o să se bucure Maia când o să vadă atâtea de-astea, atâtea oase. O să-i reduc mâine sau poimine. Bun, să le punem aici. O să punem și sos din ăsta. Oh, curgi, mă! N-am mușchi, frate! Să scot... Wow! Uitați ce ai aici! Asta e târtița! Târtița are niște carne foarte, foarte moale. Da, atât, dar nu mai e. Nu am mâncat o neva. Așa, acum să trecem la lipioare. Acestea sunt foarte, foarte mișto. Îmi plac mult de tot alipioarele. Wow, cum îmi lasă sosul ăsta. Picant. Nu știu dacă am făcut bine că am pus așa mult. Doamne, pielea asta e genială. Așa de mult îmi place. Foarte bună. Abia aștept duminica să văd câte kilograme am. Dacă și voi vreți să vedeți câte kilograme am, vă invit să mă urmăriți, să vă abonați la Miere TV, să dați un like și o să fiți înștiințați de fiecare dată când voi posta ceva nou. Programul meu oricum este să mă cântăresc în fiecare duminică. Trebuie să slăbesc foarte multe kilograme. Vă dați seama că aș fi mâncat acum o shawarma, o pizza, o un hamburger, orice altceva. Mamă! Oh, îmi vine puțin greață. Îmi duc aminte de mirosul ăsta atunci când mi s-a făcut rău. Acum vreo 6 ani. Doamne! Nu știu de ce am ales eu să fac cu puiul. M-am gândit că mai bun pentru dieta. Fiind rotisat, n-are grăsimi adăugate. Deci am mâncat pulpele inferioare și aripile. Exact ce a fost mai ușor și mai gustos. Acum trebuie să trecem la pulpele superioare. Astea sunt mai cărnoase. Avem și sos aici. No, nu-mi place cum miroase puiul. Aoleu! Îmi dau o presimțire de acum. Nu o să mai ajung la pieptul de pui. Nu cred că o să mai pot. Mamă, și venele astea așa negre când le văd. Nu pot. Mamă, nu pot. Îmi se face rău. Mă chinui, mai mănânc măcar pulpa asta și cred că las pieptul de pui pentru mai încolo, că la noapte sigur o să mi se facă iarăși foame. Pielea asta o ador.
Îmi vine înapoi. Astea sunt oasele. Deci vă zic, nu mai pot să rămână mult. O dată. Mamă, vine înapoi. Vine să vomit. Auleu. Nu mai pot să înghit. Îmi bat piciorul că vomit. Nu mai pot, fraților, să mai mănânc. Asta e. Am mâncat aripile, am mâncat pulpele, am mai rămas pieptul, carcasa. O voi mânca mai încolo, când mi se face foame. Astăzi nu am mâncat nimic, e ora 8 seara și în general, în ultimele zile, am mâncat destul de puțin caloric. Maxim 2000 de calorii, dar a fost în jur de 1500. Dar și mi s-a micșorat stomacul și nu prea mai pot să mănânc așa mult odată. Dar puiul este extraordinar. Vă ajută foarte mult dacă sunteți slăbit, pentru că are foarte multă proteină și este slab în grăsimi. Recomandarea mea este să încercați să-l mâncați fără pâine sau măcar cu o feliuță de pâine. Și ca sosul să nu folosesc maioneză, pentru că maioneza are foarte multe calorii. Gata, lăsăm pentru mai încolo. Am decis, pentru că nu mai pot să mănânc, efectiv. Vreau să vă mulțumesc foarte mult, să știți, tuturor care ați apăsat pe butonul de like la clipurile mele, care mă încurajați în comentarii și care v-ați abonat pe canalul Miere TVO. Vă mulțumesc din suflet și sper să vă placă și aceste tipuri de clipuri, pentru că trebuie să mai diversificăm un pic. O să țin în continuare programul cu slăbirea Slăbește cu Otto în playlist, iar acest clip, cum am zis, o să fie adăugat într-un nou playlist. Voi crea unul nou în care voi băga toate clipurile în care eu mănânc. Se va numi Otto Mănâncă. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă da, nu uitați să lăsați un like, să lăsați un comentariu, să vă abonați la canalul Miere TVO. Eu sunt Otto. Până data viitoare, vă salut! Ciao! Hai că l-ai rupt suficient, hai să le dăm la cățeluși. Ăsta gol? Ia uite ce avem aici. Aaa, friptură! Haide! Sper să nu se încaiere. Hai mai, ia uite aici, rostul aici. Mai bunătăți! Da, se uite și la asta. Să vadă el cât a mâncat. Să mănânce repede la ea, porția ei, și după aia să treacă la rostul. Să-i mănânce și porția mea.